Doamne,
Lăudat să fie bunul Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt. Amin. Bine ați venit la casa Domnului, frați și surori, tineri, dragi copii, bătrâni, cu toții suntem în prezența lui Dumnezeu și am vrea să-L lăudăm și să-L binecuvântăm în această dimineață și să zicem din toată inima, lăudat să fie Domnul. După astfel de cântare, ce am putea să spunem, frați și surori? După astfel de cuvinte, ar trebui să ne prăbușim înaintea lui Dumnezeu, să-i mulțumim și să zicem, Doamne, cât de bun ești, lăudat să fie Domnul. În Psalmul 103 sunt niște cuvinte așa de frumoase, sunt niște cuvinte care omul lui Dumnezeu vine înaintea lui Dumnezeu și se exprimă bunătatea lui Dumnezeu prin cuvintele acelea. Și aș vrea să citesc din Psalmul 103, în care cuvântul lui Dumnezeu spune cuvinte extraordinare. Aș vrea să ne aducem aminte în dimineața aceasta, frați și surori, că Dumnezeu este sursa binecuvântărilor. Lăudat să fie Domnul! Ai primit în această săptămână binecuvântare, să merită să-L lauzi și să-L binecuvintezi. Aș vrea să ne aducem aminte că Dumnezeu este izvorul de viață. Avem viață în această dimineață, eu ne-a dăruit-o și de aceea se merită să zicem, lăudat să fie Domnul. Frați și surori, Dumnezeu este bucuria vieții noastre. Avem bucurie în această dimineață, Dumnezeu ne dăruiește, numele Lui să fie lăudat. Și aș vrea să ne aducem aminte că Dumnezeu este singurul Dumnezeu care primește lauda, slava, mărirea, cinstea din partea noastră, din partea bisericii. Haideți să ne unim cu toții încă o dată și să zicem, binecuvântat să fie Domnul. Frați și surori, în această dimineață ne stă un timp de rugăciune, o oră de rugăciune și aș vrea să citesc din Psalmul 103, unde cuvântul lui Dumnezeu spune în felul următor, binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze în numele Lui cel Sfânt. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Domnul face dreptate și judecată tuturor celor asupriți. El și-a arătat căile sale lui Moise și lucrările sale copiilor lui Israel. Domnul este îndelung, Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate. El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânie pe vecie. Nu ne face după păcatele noastre și nu ne pedepsește după fără de legile noastre, ci cât sunt de sus cerurile față de pământ, atât este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Cât este de departe răsăritul de apus, atât de mult depărtează El fără de legile noastre de la noi. Cum se îndură un tată de copiii Lui, așa se îndură Domnul de cei ce se tem de El. Căci El știe din ce suntem făcuți, își aduce aminte că suntem țărână. Omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floare de pe câmp. Când trece un vânt peste ea, nu mai este și locul pe care îl cuprindea nu mai cunoaște. Dar bunătatea Domnului ține în veci pentru cei ce se tem de El și îndurarea Lui pentru copiii copiilor Lui, lăudat să fie Domnul. Frumoase cuvinte, frați și surori, mai ales în acest psalm, în versetul 1 și 2 și versetul 22, partea a doua, descoperim inima plină de recunoștință care venea omului Dumnezeu în rugăciune. Și aș vrea în această dimineață să venim plini de recunoscători, așa cum stăm pe picioare înaintea Domnului și să-i mulțumim pentru bunătatea, îndurarea, dragostea și mântuirea care i-a adus-o pe pământ. Amin.
Ocupăm locurile și mai cântăm o cântare pentru slava Domnului. Lăudat să fie bunul Dumnezeu! Frați și surori, în această dimineață ne stă înainte o rugăciune de mărturisire. În cadrul bisericii noastre și în cadrul tuturor bisericilor și a credincioșilor, această rugăciune este una dintre cele importante, să spun așa, pentru că atunci când dai, primești.
Dacă nu dăruiești, n-ai să primești niciodată. Mă refer la partea iertării. Domnul Iisus Hristos ne-a învățat în Scriptură, ne-a spus, o scris, este scris și ne învață ca să iertăm, ca să putem primi iertare. E bine, în dimineața aceasta, iertarea noastră, a mea și a dumneatale, este condiționată de acest lucru. Să iert ca să pot să fiu iertat. Și Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere, înțelepciune, credință, putere, ca să putem să iertăm, ca să primim iertare în această zi de dimineață. Sunt foarte multe versete, pasaje, întâmplări, învățături în Sfânta Scriptură care ne învață lucrul acesta. Eu am selectat să citesc din Matei în această dimineață câteva versete, să vorbesc scurt și să trecem la acțiune, să putem face rugăciuni în ora de rugăciune. În cadrul bisericii, frați și surori, aceasta este o datorie. Datoria noastră este să iertăm. Și zic încă o dată să ne ajute Bunul Dumnezeu la lucrul acesta. Domnul Iisus a fost abordat de ucenici în Matei capitolul 18, începând cu versetul 21. Spune în felul următor, citesc acea pildă care o dă Domnul Iisus și dialogul care l-a avut Domnul cu ucenicii, după care aș vrea să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis, Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? I-a pus o întrebare. Până la 7 ori? Iisus i-a zis, eu nu îți zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori câte 7. De aceea, împărăția cerului se aseamnă cu un împărat care a vrut să se socotească cu robii săi. A început să facă socoteala și i-a adus pe unul care îi datora 10.000 de galbeni, fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea ca să plătească datoria. Vedeți, frați și surori, de multe ori se poate întâmpla ca datoriile noastre să afecteze și pe cei din zonă, pe cei din jur. Greșelile mele poate să afectează biserica, poate să afectează soția sau soțul, poate să afectează copiii, nepoții, bunicii și mai multe generații. De aceea aș vrea să fim foarte atenți la cuvântul lui Dumnezeu și să ne facem datoria. Robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și i-a zis, Doamne, mai îngăduiește-mi și îți voi plăti tot. Stăpânul robului acelui, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a zis, iert datoria. Robul acela, când a ieșit afară, a întâlnit pe unul din tovarășii lui de slujbă, care era dator cu 100 de lei. A pus mâna pe el și strângea de gât, zicând, plătește-mi tot ce mi-ești dator. Tovarășul lui s-a aruncat la pământ, îl ruga și zicea, mai îngăduiem și îți voi plăti. Dar el n-a vrut și s-a dus și l-a aruncat în temniță până va plăti datoria. Când a văzut tovarășii lui cele întâmplate, s-a întristat foarte mult și s-a dus, a spus stăpânul lor toate cele petrecusere. Atunci stăpânul a chemat la el pe robul acela și a zis, rob viclean, eu ți-am iertat toată datoria, fiindcă m-ai rugat, oare nu se cădea să ai și tu milă de tovarășul tău, cum am avut și eu milă de tine? Și stăpânul s-a mâniat și l-a dat pe mâna chinuitorilor până va plăti tot ce datora. Tot așa vă va face și Tatăl meu cel ceresc, dacă fiecare din voi nu iartă din toată inima pe fratele său. Frați și surori, în dimineața aceasta aș dori să ne gândim bine la cuvântul lui Dumnezeu. Când vorbește Biblia, vorbește Dumnezeu. Când citim un cuvânt din Scriptură, îl citim din partea lui Dumnezeu. Haideți să fim înțelepți, credincioși, să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune, dar să iertăm din toată inima noastră, să avem parte de iertare. În dialogul care l-a avut cu Petru și cu ucenicii Domnului Iisus Hristos, ar fi trebuit să însemne ca
ucenicii sau eu sau dumneatale să ierți de 490 de ori pe zi sau la 3 minute să iertăm o greșeală de la cineva, ceea ce este imposibil. Este imposibil să-mi greșească mie sau dumneatale cineva tot la 3 minute câte o greșeală să-l pot să iert. Așadar, frați și surori, nu am greșit unii împotriva altora așa de mult. Cu siguranță aș dori că dacă cumva suntem greșiți unii față de alții, în orice circunstanță, să ne cerem iertare, să ne rugăm Domnului și astfel, așa ne asigură cuvântul lui Dumnezeu, dacă iert, primesc iertare. Iertarea fraților aduce sănătate în trup și în suflet. Iertarea aduce pace. Iertarea aduce libertate de cuget. Aduce liniște și pace în inima noastră. Dar neiertarea, găsim în Sfânta Scriptură oameni care n-au iertat și în urma neiertării a venit răzbunarea, în urma neiertării a venit boala în trup, în urma neiertării a tras și a avut consecința pedeapsa lui Dumnezeu și n-am vrea să întâmple pentru noi lucrul acesta. Haideți să fim oameni înțelepți, haideți să ne ridicăm în picioare și să ne aducem aminte că Domnul Iisus a spus în Marcu, capitolul 11, versetul 25 și 26, când stați în picioare de vă rugați, când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru că Tatăl vostru, care este în ceruri, să vă ierte greșelile voastre. Avem nevoie în dimineața aceasta de iertare, frați și surori? Avem nevoie de iertare. Dăm și primim. Doamne, ajută la lucrul acesta. Așa cum stăm pe picioare, venim smeriți înaintea Domnului și ne rugăm Domnului să ne ierte și să iertăm în totalitate. Amin. Ocupăm locurile și mai cântăm o cântare pentru slava Domnului.
numește. Nu e problemă prea grea să-L o rezolve. Nu e furtună prea mare să-L o liniștească. Nu e durere prea grea să-L o aline. Întâi de toate vreau să dau slava și cinstea celui care o merită, Dumnezeu Tatălui, Domnului nostru Iisus Hristos și Duhului Sfânt în veci. Amin. Haideți ca în această rugăciune să ne rugăm pentru frații cei care sunt bolnavi, dacă te rog să afișezi lista cu bolnavi, și să aducem pe bază de rugăciune și familiile care au durere în suflet, pentru toți cei care poartă haina văduviei, văduvi și văduve, și pentru toate familiile care recent și-au pierdut ori copii, ori soți, ori soții, special și pentru familia fratelui Luca, să ne rugăm ca Dumnezeu să îi mângâie și să-i întărească. Am fost solicitat să ne rugăm și pentru soția fratelui Radu, nu se simte bine, pentru sora Maria Stoica, și să continuăm să ne rugăm pentru toți bolnavii care îi avem în îndurare, pentru sora Mia Fițui, pentru toți bolnavii care din pricina bătrâneții suferă, să ne rugăm și pentru fratele Traian Morar, este aici în adunare, dar continuăm să ne rugăm pentru el, ca Dumnezeu să intervine la situația lui. Cuvântul Domnului spune în Psalmul 41, un psalm al lui David: ferice de cel ce îngrijește de cel sărac, căci în ziua nenorocirii Domnul îl izbăvește. Domnul îl păzește și îl ține în viață. El este fericit pe pământ și nu-l lași la bunul plac al vrășmașilor lui. Domnul sprijinește când este pe patul de suferință și ușurez durerile în toate bolile lui. Eu zic: Doamne, ai milă de mine, vitecă-mi sufletul, căci am păcătuit împotriva Ta. Vrăjmașii mei zic cu răutate despre mine: când va muri? Când va pierde numele? Dacă vine cineva să mă vadă, vorbește neadevăruri, strânge temeiuri ca să mă vorbească de rău, și când pleacă, mă vorbește de rău pe afară. Toți vrăjmașii mei șoptesc între ei împotriva mea și cred că nenorocirea mea îmi va aduce pieirea. Este atins rău de tot, zic ei. Iată-l culcat, n-are să-l se mai scoale. Chiar și acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea și în care mânca din pâinea mea, ridică și el călcâi împotriva mea. Dar Tu, Doamne, ai milă de mine și ridică-mă,
ca să le răsplătesc cum se le cuvine. Prin aceasta voi cunoaște că mă iubești, dacă nu mă va birui vrășmașul meu. Tu m-ai sprijinit din pricina neprihănirii mele și mi-ai așezat pe vecie și m-ai așezat pe vecie înaintea ta. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel din veșnicie în veșnicie. Amin, amin. Cuvântul Domnului ne învață aceasta, ca și în vreme când nu suntem bolnavi, să facem milostenie și să îngrijim de cel sărac, pentru că potrivit cu cuvântul Domnului, Dumnezeu și aduce aminte de noi atunci când o trece prin suferințe. Dar să știți că Dumnezeu primește și jertfele care sunt făcute pe ultima sută, cum spunem noi. Am văzut atâtea de multe mărturii când oamenii, la vreme de necaz, și-au adus aminte de cel sărac. Și Dumnezeu a intervenit la cauza lor, dând o mare izbăvire. Ne plecăm pe genunchi și ne rugăm pentru toate cele cauze amintite și pentru toți bolnavii adunării. Și pentru, dacă sunt cauze noi, dau loc fraților și surorile să spună, dacă sunt cauze noi. Dacă nu, ne plecăm și ne rugăm.
Mai cântăm un cântare spre slavă Domnului. Tu ești tare, ești puternic, tu
Haideți ca în această rugăciune să aducem înaintea lui Dumnezeu familiile bisericii, în special familiile care le avem în săptămâna aceasta, ca și coincidență, familia fratelui Cornea, Gheorghe și Maria, Azaria și Nicol, și Emanuel și Adina. Și să ne rugăm pentru toate familiile adunării. Când mi s-a spus de fratele Ghiță, zice, pregătește un cuvânt pentru familii, dacă este posibil. Am cerut o călăuzire din partea lui Dumnezeu. Iar cuvântul lui Dumnezeu m-a îndreptat spre rugăciunea lui Ezra. Nu este cuvântul meu, este cuvântul lui Dumnezeu. Acest om al lui Dumnezeu, Ezra, care a făcut o mare reformă în Israel, a făcut o rugăciune înaintea lui Dumnezeu, pentru că erau unele probleme în poporul lui Israel. După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpetenile s-au apropiat de mine și au zis, poporul lui Israel, preoții și leviții, nu s-au despățit de popoarele acestor țări și au făcut urăciunile lor ale cananiților, hetiților, feriziților, iebusiților, amoniților, moabiților, egiptenilor și amoriților, că și-au luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiii lor și au amestecat neamul sfânt cu popoarele acestora, țărilor acestora. Și căpetenile și dregătorii au fost cei dintâi care au săvârșit păcatul acesta. Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat hainele și mantaua și mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos smâhnit. Atunci s-au strâns la mine toți cei ce se temeau de cuvintele Dumnezeului lui Israel din pricina păcatului fiilor robiei. Și eu am stat jos smâhnit până la jertfa de seară. Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea mea cu hainele din mantaua și mantaua sfâșiate și am căzut în genunchi. Am întins mâinile spre Domnul Dumnezeul meu și am zis, Dumnezeule, sunt uluit și mi-e rușine. Dumnezeule, să-mi ridic fața spre Tine, căci fără de legile noastre s-au înmulțit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns până la ceruri. Din zilele părinților noștri am fost foarte vinovați până în ziua de astăzi și din pricina fără de legilor noastre am fost dați noi, împărații noștri, preoții noștri, în mâinile împăraților străini, pradă săbiei, robiei, jafului și rușinii, ca să ne acopere astăzi fața. Și totuși Domnul Dumnezeul nostru s-a îndurat de noi, lăsându-ne câțiva oameni scăpați și dându-ne un adăpost în locul lui cel sfânt, ca să ne lumineze ochii și să ne dea puțină răsuflare în mijlocul robiei noastre. Căci suntem robi, dar Dumnezeu nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre bunăvoința împăraților perșilor, și ei ne-au dat o nouă putere de viață, ca să putem zidi casa Dumnezeului nostru și să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost în Iuda și în Ierusalim. Acum, ce să mai zicem noi după toate aceste lucruri, Dumnezeule, căci am părăsit poruncile Tale, pe care ni le poruncisei prin robii Tăi proroci, zicând, țara în care intrați s-o stăpâniți, este o țară întinată de necurățiile popoarelor din aceste ținuturi, de urăciunile cu care au umplut-o de la un capăt la altul cu necurățiile lor. Să nu dați, deci, pe fetele voastre după fiii lor, nici să nu luați pe fetele lor de neveste pentru fiii voștri și să nu vă pese niciodată nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor. În chipul acesta veți ajunge tari, veți mânca din cele mai bune roade ale țării și o veți lăsa pe veci moștenire fiilor voștri. După tot ce mi s-a întâmplat din pricina faptelor rele din și marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că Tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit după fără de legile noastre, se cuvine ca acum, când ne-ai păstrat acești oameni scăpați, să începem iară să călcăm poruncile Tale și să ne încuscrim cu aceste popoare urăcioase? N-ar izbucni atunci iarăși mânia Ta împotriva noastră, până acolo încât ne-ar nimici fără să ne lase nici rămășiță, nici robi izbăviți. Doamne Dumnezeul lui Israel, Tu ești drept, căci astăzi noi suntem o rămășiță de robi izbăviți. Iată-ne înaintea Ta ca niște vinovați și din această pricină nu putem sta înaintea Ta. Vreau să ne rugăm ca Dumnezeu să călăuzească părinții, să călăuzească pe tinerii care au un plan,
să se căsătorească. Să nu cumva să comită o greșeală, pentru că Dumnezeu avertizează în cuvântul Lui, nu ne putem înconjura cu alte popoare, pentru că asta atrage mânia lui Dumnezeu împotriva noastră, împotriva familiilor noastre. Pentru că de multe ori se pune în cântar acest lucru, bunăstarea materială, care cuvântul Dumnezeu o avertizează, propășirea unui neam, faptul pentru că este, se pune o ecuație, este un om moral, este un om care are o carieră, este un om care nu va face rău. Da, dar nu aparține din poporul lui Dumnezeu. Este un mare pericol. Și să ne rugăm ca Dumnezeu să lumineze tinerii. Părinții călăuzesc prin povața pe care Dumnezeu le-o dă. Dar să nu fie încăpățânați și să aleagă calea lor. Pentru că, la fel ca un tânăr Samson, care a ales greșit, sunt consecințe. Și consecințele acestea sunt foarte grave. Ne plecăm pe genunchi, ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvinteze toate familiile adunării și pe toți tinerii care au în plan să se căsătorească, Dumnezeu să călăuzească și să-i călăuzească spre poporul cel sfânt, spre o alegere sfântă și spre calea mântuirii. Amin.
Vă rog să rămânem ridicați pe picioare înaintea lui Dumnezeu. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne, al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeu cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde să-și pună pui. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeu meu! Ferici de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferici de cei ce-și pun tăria în tine, al căror inimă locuiește în crederea, lăudat să fie Domnul. Frați și surori, Dumnezeul nostru este Dumnezeu sursă a surselor binecuvântărilor. Dumnezeu este izvorul de viață, Dumnezeu este bucuria vieții noastre, lăudat să fie numele Lui. Haideți să mai aducem câteva cauze înaintea Domnului și să mulțumim pentru timpul care l-am petrecut în rugăciune înaintea Domnului. Ne vom ruga în această rugăciune pentru frață slujitori, frață păstori, frață diaconi. Ne vom ruga pentru grupurile care aduc laudă și ne conduc în cântare înaintea Domnului, pentru corul bisericii. Ne rugăm pentru toate activitățile spirituale care se fac în casa de rugăciune și Dumnezeu să se îndure în această zi de dimineață. Haideți să nu uităm și mamele care dau naștere la copii, Dumnezeu să le poarte de grijă. Ne rugăm într-un cuvânt pentru tot poporul Domnului, să nu uităm în final cei nemântuiți, ca Dumnezeu să se îndure, să-i cheme la pocăință, să-i cheme la mântuire și Domnul să fie lăudat și binecuvântat în veci. Așa cum stăm pe picioare, aducem cauzele acestea și mulțumim bunului Dumnezeu. Amin. Dorim să ocupăm locurile și mai cântăm o cântare pentru slava Domnului. O cântăm și cu gura, o cântăm și cu inima și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.
și amor, zâmbet și lacrimi pentru tot ce primim. Îți mulțumim, îți mulțumim pentru dulcea chemare și harul primit, clipe sublime ce-n veci n-au sfârșit. Lăudați pe Domnul, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeul nostru, căci este plăcut și se cuvine să lăudăm. Domnul zidește iarăși Ierusalimul, strânge pe surghiuniții lui Israel, tămăduiește pe cei cu inima zdrobită și le leagă rănile. El socotește numărul stelelor și le dă nume la toate. Mare este Domnul nostru și puternic, prin tăria Lui, priceperea Lui este fără margini. Amin. Dragii mei, vă binecuvântez în numele Domnului pe toți cei care ați găsit că este plăcut să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu și ați găsit că este o datorie și se cuvine să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Așa spune omul lui Dumnezeu, căci este frumos să lăudăm pe Dumnezeu nostru, căci este plăcut și se cuvine să lăudăm. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Este o alegere înțeleaptă. Pentru că Dumnezeul nostru, Creatorul nostru, El este sursa binelui. Cuvântul Dumnezeu ne asigură că El este sursa binelui, a vieții și binecuvântării. Un Dumnezeu care ne poartă de grijă, ne leagă rănile și El ne tămăduiește. Aici este izvorul vieții. De aceea mă rog și cer împreună cu voi în această rugăciune care vreau să o facem, ca cuvântul lui Dumnezeu să ne vorbească. Să ne revigoreze spiritual, să ne învioreze spiritual și să se atingă de noi, în trup, suflet și duh, să ne facă întregi și întregime pentru părăția lui Dumnezeu. Ne rugăm cu toți împreună.
Amin. Dragii mei, vă invit să deschideți Sfânta Scriptură la cartea Genesa, capitolul 6. Vom citi de la versetul 8 la versetul 22 inclusiv. Geneza, capitolul 6, de la versetul 8. Citim astfel. Să ascultăm cu bucurie cuvântul Domnului. Dar Noe a căpătat milă înaintea Domnului. Iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. Noe a născut 3 fii, Sem, Ham și Iafet. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu și pământul era plin de silnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul i-a stricat, căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe, sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă am umplut pământul de silnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Fă-ți o corabie, Noe, din lemn, de gofer, de chiparos. Corabia aceasta să o împarți în cămăruțe și să o tencuiești cu smoală pe dinăuntru și pe din afară. Iată cum să o faci. Corabia să aibă 300 de coți în lungime, 50 de coți în lățime și 30 de coți în înălțime. Să faci corabie o fereastră sus, lată de un cot. Ușa să o pui în latura corăbii și să faci un rând de cămări jos, altul la mijloc și altul sus. Și iată că eu am să fac să vină un potop pe pământ, ca să nimicească orice făptură de sub cer care are suflare de viață. Tot ce este pe pământ va pieri. Dar cu tine, Noe, fac un legământ. Să intri în corabie tu și fiii tăi, nevasta și nevestele fiilor tăi împreună cu tine. Din tot ce trăiește din orice făptură, să iei în corabie câte 2 din fiecare soi, ca să le ții vii cu tine. Să fie o parte bărbătească și o parte femeiască. Din păsări după soiul lor, din vite după soiul lor, din toate târătoarele de pământ după soiul lor, să vină la tine înăuntru câte 2 din fiecare soi, ca să le ții cu viață. Și tu să-ți iei din toate bucatele care se mănâncă și să-ți faci merinde din ele, ca să-ți slujească de hrană ție și lor. Așa a făcut Noe. A făcut tot ce poruncise Dumnezeu. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Din nou vă binecuvintez din casa Domnului și doresc ca Duhul lui Dumnezeu să fie peste noi și în dimineața aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze că am venit aici să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu, să comunicăm cu Dumnezeu. El vrea comunicarea cu noi. Dumnezeu să ne pună această dorință ca prin închinare, în meditație, în gândire, în atitudine, să comunicăm cu Dumnezeu. El vrea părtășia cu noi. Haideți să înțelegem lucrul acesta și ori de câte ori venim aici să fim conștienți de acest lucru care se cuvine, e plăcut și trebuie făcut de noi fiecare. Amin. Dragii mei, doresc să spun un bun venit lui Gabi și Estera. Gabi și Estera au fost plecați și ei 2 luni jumate, probabil, în Europa. Dumnezeu și în România, Dumnezeu să-i binecuvinteze. S-au întâlnit cu mulți frați acolo, au vizitat multe biserici și s-au întors cu bine. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Dar desigur, probabil ați observat, n-au venit singuri. Estera și-a adus mama aici. Sora Lidia este împreună cu noi și va fi o bună bucată de timp aici împreună cu noi. Sigur, fratele Vasile, patriarhul familiei Chiș, a plecat la cele veșnice și sora Lidia este matriarhul familiei. De aceea mă rog ca Dumnezeu să-i dea autoritate și autoritate constructivă în această mare familie a Chiș și cu toți cei care aparțin de ei. Dumnezeu să te binecuvânteze, sora Lidia, pe Gabi și pe Estera. Să fim din nou în închinare. Să fim aici unde se rostește binecuvântările Dumnezeu și El ne face parte de binecuvântările Lui
nouă fiecăruia. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Fratele Gabi, așa cum am spus și Ester, au fost în multe biserici, ne aduce saluturi din Ghiroda. De la frații din Ghiroda ne aduce un salut din Evrei, capitolul 13, versetul 20 și 21. Dumnezeu păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat de morți pe Domnul nostru Iisus, mare păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Mulțumim pentru salut și Dumnezeu să-i binecuvinteze pe cei din Ghiroda și pe noi aici. De asemenea, am vorbit cu Gabi și s-a întâlnit cu fratele Ceuță, cu fratele Moț, fratele păstor Moț, fratele păstor Nelu Filip. Toți ne transmit sănătate și viață veșnică împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe drumul nostru, indiferent unde ne-a așezat Dumnezeu, în care biserică, în care țară. Toți ne îndreptăm voioși, plin de viață și vigoare spirituală spre împărăția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Dragii mei, înainte de a începe serviciul acesta de închinare, de evangelizare, vreau să împărtășesc un gând cu voi. Un gând care să vă provoace. Vedeți, am citit despre Noe și Noe, istoria lui Noe o cunoaștem toți. O cunosc și copiii de la școala duminicală. Noe, spune cuvântul Dumnezeu, era un om neprihănit. De asemenea, spune cuvântul Dumnezeu despre Lot, că era un om neprihănit. În 2 Petru cu 2 acolo se menționează de 3-4 ori, se menționează neprihănirea lui Lot în ceea ce privește societatea și împrejurările în care se afla. Lumea era stricată pe vremea lui Noe și pe vremea lui Lot. Dar ei erau neprihăniți, specifică cuvântul Domnului. Dar o întrebare, sigur, ne putem pune nouă înșine. Dacă Noe a fost neprihănit, înțelegem, a umblat cu Dumnezeu, cum a fost familia lui? Cuvântul lui Dumnezeu nu specifică că Sem, Ham și Afet, nurorile și soția lui, au fost neprihănite. Însă s-au bucurat și au beneficiat de neprihănirea lui Noe. Familia n-a fost și nu este menționată cuvântul lui Dumnezeu, familia lui Noe, care cuprindea încă 7 suflete, că erau neprihănite înaintea lui Dumnezeu. Numai Noe era neprihănit. La fel, Lot a fost neprihănit în ceea ce privește semenii lui din vremea lui, dar nu spune nimic despre fetele lui, ginele lui, soția lui, că erau neprihănite. Însă, ceea ce vreau să spun, dragii mei, neprihănirea este individuală. Neprihănirea este individuală înaintea lui Dumnezeu. Însă, cuvântul lui Dumnezeu ne spune și ne învață că putem beneficia noi ca familie, ca membri a familiei, putem beneficia de neprihănirea unuia care este plăcut și umblă cu Dumnezeu. Familia lui Noe a fost scăpată. Nu pentru că a fost neprihănită, pentru că Noe a fost neprihănit. A scăpat fetele lui Lot, a scăpat pentru că Lot era neprihănit. Au avut șansă toți să fie scăpați prin neprihănirea lui Lot. Dragii mei, ceea ce vreau să spun este că suntem responsabili. Suntem responsabili în ceea ce privește familia noastră, biserica noastră, comunitatea noastră. Și această responsabilitate derivă din statutul nostru spiritual înaintea lui Dumnezeu. Vedeți, familia lui Noe toată a fost scăpată de potop. A fost răscumpărată. Sigur, Lot, spune cuvântul Domnului, că ginele lui nu au crezut și au râs de el în ceea ce privește cuvântul Dumnezeu care a vorbit lui. De aici putem trage câteva concluzii foarte succinte. Există o neprihănire care implică
implică credibilitate și autoritate. Noi a avut credibilitate și autoritate în familia lui. Lot, nu putem spune același lucru. A fost un om neprihănit, dar nu a avut această extensie a neprihănirii lui, nu a avut autoritate și credibilitate în familia lui. Generele nu l-au crezut și au râs de el. Vedeți, dragii mei, nu există două feluri de neprihăniri. Și neprihănirea lui Lot și a lui Noe a fost individuală înaintea lui Dumnezeu. Dar autoritatea și credibilitatea este o extensie a neprihănirii care îl dădea Dumnezeu. De aceea doresc să vă provoc cu acest gând și să înțelegeți că această autoritate și credibilitate se cultivă prin acceptarea responsabilității pentru familie, biserică și comunitatea în care ești. Aduceți-vă aminte de Moise. Dumnezeu a spus, Moise, îi distrug poporul acesta, îl nimicesc cu desăvârșire. Pe tine te fac un neam mare. Și Moise ce a spus? Nu. Eu sunt responsabil pentru poporul ăsta. Dumnezeule mare, nu-i nimici. Eu sunt responsabil pentru familia mea, inclusiv pentru poporul acesta, pentru poporul lui Israel. Eu sunt responsabil pentru ei. Aduceți aminte și Pavel. Spune, mai bine eu să pierd mântuirea. Până acolo a ajuns să spune, dar din iubire față de cei din familia lui și din neamul lui, să fie mântuiți. Vedeți, dragii mei, responsabilitate. În neprihănire trebuie să ai credibilitate, autoritate și să accepți responsabilitatea pentru familia ta, biserica ta, comunitatea ta. Atunci când ești neprihănit înaintea lui Dumnezeu, individual, neprihănirea este individuală. Dragii mei, nu există o atitudine de genul este mare. Este el mare, nu mai am autoritate și credibilitate înaintea lui, nu mai am responsabilitate pentru ei. Eu înțeleg lucrul acesta. Cuvântul Dumnezeu ne vorbește și spune că în neprihănire trebuie să ai autoritate relativ la Noe și la Lot. Trebuie să ai autoritate, credibilitate și să-ți asumi răspunderea pentru familie, pentru biserică, pentru comunitate. Dacă sunt fricțiuni și disensiuni în biserică, în comunitatea ta, nu există atitudinea, eu nu mă bag. Eu n-am treabă cu ei. Nu țin nici cu unul, nici cu altul. Nu există neutralitate în neprihănirea individuală care o ai înainte de Dumnezeu. Și responsabilitatea trebuie să îți confere acest atribut să lucrezi pentru ridicarea și să ai o atitudine constructivă în familie, în biserică, în comunitate. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți și rețineți aceste lucruri. Este o provocare pentru mine, dar și pentru voi. Nu există o neprihănire care să te pună undeva și să observi doar lucrurile care se întâmplă în familia ta într-un mod detașat de familie, de biserică, de comunitate. Nu există. Când sunt disensiuni și sunt fricțiuni, nu există această atitudine. Nu mă bag. Eu nu sunt implicat. Eu n-am treabă cu ei. E treaba lor. Nu există. Atitudinea care trebuie să fie este de acceptare a responsabilității față de familie, față din nou, repet, față de biserică, față de comunitate. Dumnezeu să ne binecuvinteze cu toți, pe toți cu gândul acesta. Amin. Dragii mei, cântăm cu toți o cântare cu grupul de laudă. În timpul acesta face și colecta din dimineața aceasta, apoi corul va lăuda pe Domnul cu prima cântare. Amin.
să cânt bunătatea ta. Vocea ta m-ai condus prin încercare și noaptea grea. Vreau să cânt bunătatea ta.
Amin. Dumnezeu să ne ajute să ne încredem și să fim biruitori pe drumul nostru spre Împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, suntem și eu și fratele Liviu, suntem un pic în dilemă. Am înțeles că a venit Damaris cu fetițele, a fost aterebenți, și nu vedem exact dacă este, Liviu vede că este aici, eu nu văd, este justificat, nu-i așa? Dar faceți-mi un semn, Damaris este aici? Damaris este aici, ai avut dreptate. Ce să faci, tinerețea. Dumnezeu să te binecuvânteze, Damaris, pe tine și fetițele. Să fiți binecuvântați și Dumnezeu să lase binecuvântările Lui peste voi. Amin. Cântăm din nou cu grupul de laudă, cu toți împreună. Apoi fratele Cornel Pop laudă pe Domnul cu o cântare. După fratele Cornel Pop din nou corul cu o cântare. Și apoi vom asculta cuvântul Domnului. Dumnezeu să binecuvinteze pe fratele Liviu și să ne aducă un mesaj constructiv și responsabil pentru noi, pentru fiecare. Amin. Toate nu vor fi, când vom vedea toți pe mine.
belșug de pâine și tot mesele încărcate. Vor veni și ani de lipsuri și de căi întunecate. Vor veni și ani de lipsuri și de căi întunecate. Ce vei face suferință dacă astăzi nu ți-a ce suferință dacă astăzi nu ți-a pus răbdare prin credință și har prin rugăciun și har prin rugăciun. Nu va fi tot libertate, tot senin și să atunci dacă n-ai pe Dumnezeu.
Jesus.